Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-16 noiembrie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol, ca și un sfat pentru cei din Zodia Pești. 1-16 noiembrie 2021, Pești. Haideți să vedem. Bun, se pare că tu ai pierdut foarte mult. A fost o pierdere destul de mare în viața ta. Pierderea asta din viața ta a adus și dezechilibrul tău. A adus cu sine dezechilibrul tău. Dezechilibru mental, dezechilibru emoțional. Te simți puțin, cum să spune, singur sau singură. Te simți înconjurat de probleme, de gândurile tale. Este o situație în care în această perioadă tu vei găsi lumina de la capătul tunelului. Este o evoluție care trebuia să aibă loc la tine, dar ca să aibă loc această evoluție, tu trebuia să înveți niște lucruri. Și lucrurile astea le-ai învățat prin cele mai aspre, ca să spun așa, lecții pe care le-ai primit. Pentru mulți dintre voi, chiar din punct de vedere financiar, emoțional, cum și cât și cui ai dat atenție în mod greșit persoanelor bune, persoanelor rele, pentru că acolo ai dat atenție bună și dragoste și implicare, și persoanelor bune ai dat partea ta cea mai negativă și foarte multe alte experiențe pe care le-ai trăit ca să te aducă unde vei ajunge în această perioadă, și anume la o ascensiune spirituală, la o maturizare, o înțelepciune și o realizare a faptului că viața ta trebuia să se schimbe și că trebuie să pornească de undeva această schimbare. Pentru că dacă tu nu ai fi trecut prin aceste experiențe, dacă nu le-ai fi trăit, posibil ai fi continuat să mergi în viața ta cu aceeași gândire și același comportament. Bun, haideți să vedem ce spune și tarotul pentru cei din Zodia Pești. 1-16 noiembrie 2021, Pești. Pești, 1-16 noiembrie 2021. Bun. Aici este exact ce am spus. Este vorba despre respingerea adevărului. Nu vreau să văd adevărul, asta ai făcut-o mult timp. Nu ai fost în măsură să te echilibrezi singur sau singură. A trebuit tot timpul, nu știu la ce zodie, cred că la rac mi-a căzut asta, poate aveți și rac. Tot timpul a trebuit să ceri părerea altora în ceea ce ține de tine. Tot timpul a trebuit să stai într-o stare de alertă, de defensivă, de cu persoanele bune sau cu persoanele care ți-au acordat un sfat bun sau cu persoanele care au făcut ceva bun pentru tine. În schimb, ai acordat atenție persoanelor toxice din viața ta și chiar atenție, chiar dragoste. Iar când vine vorba despre persoanele care meritau cu adevărat să fie în viața ta, ai fost reținut sau reținută față de ele. Aici este exact cum am spus, ceva ce vei lăsa în urmă în această perioadă, pentru că începe un alt capitol în viața ta și tu o să faci lucrul ăsta prin schimbarea ta. O să-ți dai seama de ceea ce îți dorești cu adevărat, ai să ajungi la nivelul în care ai să spui: acum știu cine merită atenția mea și cine nu o merită, acum știu de ce a trebuit să trec prin toate lucrurile astea, știu de ce a trebuit să mă echilibrez pe mine întâi ca să pot să văd clar ce-mi doresc cu adevărat și pe cine-mi doresc cu adevărat. Poate mulți dintre voi aveți în vizor pe cineva anume, poate alții dintre voi pur și simplu ați umblat hai-hui, dar acum știți ce fel de persoane vă doriți lângă voi. Bun, vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, 1-16 noiembrie 2021, pentru că aici are loc și o vindecare a sufletului,
o relaxare a minții, lăsați gândurile deoparte, pe cele negative în special, pentru că voi v-ați preocupa foarte mult cu foarte, foarte multe gânduri inutile. Inutile despre cât de multe eșecuri am, dar nu mă uit la ce aș putea să fac ca să am succes. Cât de multe, de ce mi s-a întâmplat asta? Cumva veți calcula și vă veți da seama că de fapt eșecurile astea au fost create de voi. Voi ați creat propriile eșecuri prin faptul că ați făcut anumite acțiuni și apoi ce ați semănat aia ați cules. Și v-ați întrebat apoi de ce mi s-a întâmplat așa, pentru că nu am noroc, pentru că este un necaz, pentru că ăsta mi-e destinul sau pur și simplu pentru că nu am noroc. Dar nu ăsta este adevărul. Aici este vorba despre o roată invers și anume un ciclu care s-a tot repetat ca voi să învățați ceva, să vă treziți și s-a repetat de câte ori a fost nevoie, poate pentru unii dintre voi an la rând, până ați ajuns sau ajungeți la trezirea asta. Pentru că lecțiile astea se pot repeta la infinit până tu ți-o înveți. De exemplu, pot fi din ce în ce mai rele, mai aspre, pentru că dacă tu nu înveți din lecțiile soft, să spunem așa, atunci necesiți lecții mult mai urâte, din care să poți să te trezești, să te ștergi de praf, să spui, da, aici chiar trebuie să iau măsuri, că nu se mai poate astfel. Bun, este vorba de echilibrarea ta, turnul ăsta care o să vină, și anume, dărâmarea tuturor vechilor concepții, gândiri, indoctrinare, încăpățânare, totul se destramă din trecutul tău. Poate pentru mulți dintre voi are legătură cu a voastră copilărie sau are legătură cu ceva ce s-a întâmplat în copilărie sau poate nu putea să renunțați la chestia aia de răsfăț sau de încăpățânare, de totul trebuie să reiasă cum vreau eu. V-ați dat seama că lucrurile nu stau tocmai așa. Pentru binele vostru nu stau tocmai așa. Aici este un nou început foarte hotărât care o să aibă loc cam la finalul acestei perioade. Este hai să iau atitudine și să văd lumina, soarele, ok? Ce trebuie să schimb la mine? Ce trebuie să schimb la mine? Poate este o persoană anume pe care o doriți și vă reîntoarceți cu totul. Și să vă gândiți unde, cum, ce s-a greșit acolo și analizați totul și poate ați avut timp cât ați stat despărțiți să luați fiecare punct în parte și să-l analizați, să-l corectați și să vă dați seama unde ați greșit, cu ce ați greșit, de s-a întâmplat acel final de relație sau de ce s-au terminat lucrurile. Poate vă doriți să fiți cu persoana asta pentru cine aveți o persoană din trecut sau o persoană anume pe care, la care vă doriți să vă întoarceți, ok? Poate vă doriți să fiți cu persoana asta pentru că totuși simțiți că este 4 de cupe, o oportunitate pe care voi ați avut-o și de care vă pare rău acum că nu ați profitat de ea la timpul respectiv. Cu o realizare, aici e ceva foarte clar pentru mintea voastră și cu o iluminare, știți cum să abordați lucrurile acum? Aici e vorba de o decizie, de o maturizare, de încep să simt și să-mi știu greșelile din trecut. Încep să înțeleg ce am făcut greșit sau unde s-a rupt firul. Încep să realizez că dacă eu sunt încăpățânat sau încăpățânată sau dacă eu fac lucrurile astea, nu fac rău al cuiva, îmi fac rău decât mie. Ok? Pentru că manifestarea voastră a fost tot timpul către persoana pe care o iubiți. Sau manifestarea voastră a fost tot timp, gândul vostru a fost acolo, în schimb acțiunile voastre au fost în altă parte. Și cumva nu există un echilibru în aceste două lucruri.
Deci, voi este ca și cum sperați ceva, manifestați într-o direcție, dar vă trăiați viața altfel. Era o discordanță aici. Și aici se schimbă, pentru că are loc o schimbare, moartea și un nou început. Moartea și un nou început. Aici este și legat, din câte văd, eremitul poate fi ceea ce a însemnat o perioadă de meditație profundă ca voi să realizați lucrurile astea, dar mai poate fi și o despărțire, din câte văd, de o fecioară, ok, și anume o persoană care probabil va insufla toate lucrurile astea sau are legătură cu treaba din copilărie despre care vorbeam. Poate asta v-a afectat gândirea cândva ca voi să ajungeți să fiți astfel sau să gândiți astfel sau să faceți aceste greșeli. Și poate acest ciclu s-a tot repetat cu această fecioară, posibil, ok? Care într-un final realizați că trebuie să ia final și să puneți punct aici. Este o foarte mare schimbare la voi. Mai vreau două cărți pentru cei din Zodia Pești. Nu tot pachetul, două cărți. Ok, mai vreau două cărți pentru cei din Zodia Pești. Da, aici este dorința voastră, hai să mă iau pe mine în serios și hai să iau în serios ceea ce îmi doresc cu adevărat. Exact, vreau un nou început, vreau să înțeleg, am înțeles și vreau să mă înțeleg pe mine cât mai bine și vreau să comunic persoanei sau situației în ce vreți voi să depuneți efort, că vreau să mă implic acolo. Și că nu vreau să mai depun efort în altă parte, dar să stau cu gândul la o persoană pe care mi-o doresc. Pentru că nu fac nimic în situația de față. Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Pești. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.